Iată, astăzi revenim la colonia unde presupun că mapta este trântorită. Am distrus două rame de puiet care n-avea niciun sens și acum am făcut sempo ramă să vedem dacă mapta care depun ouă este cea cu problemă, iar dacă depistăm că este cea cu probleme, o să avem de făcut un mic artificiu. Dar înainte, cam cu planul acesta am venit eu la bătaie, cu gândul că nu e matca bună. Și vom face acum o verificare să vedem dacă ea e de vină sau nu. Bun. Să deschidem acolo unde am făcut sămit. O să vă arăt și ce s-a întâmplat cu ramele care au fost decăpăcite. Cineva îmi spunea că deformează celulele, nu deformează celulele, celulele rămân aceleași. Aici sunt niște ramele după diafragmă, pline cu trântori. Până prezența trântorilor încă este, putem să spunem că o colonie o duce bine. Teoretic. Fiindcă practic se mai întâmplă și alte lucruri. Iată ce de trântori avem aici. Dacă matca este bună, nu am altceva de făcut decât să reorganizez colonia. Dacă matca nu este bună, va trebui să o îndepărtăm și să-i aducem o matcă. Numai că eu nu prea sunt de acord cu aducerea unei mărci. De exemplu, să o aduci, să o omoare, ea să o aduci, iar o omoară, până să-ți accepte o matcă, dispare albina din stup. Asta. Iată cum stă albina aici. Pentru cei care nu știu, aici vedem multe tipuri de albină. Și cea uzată, și cea mai tânără. Avem albine uzate, iată aici o albină uzată. Această albină deja nu mai are nicio viabilitate. Cel mai probabil dispare în câteva zile. Rama pe care am făcut semn este aceasta. Și vom parcurge din nou fiecare ramă să vedem ce și cum. Iată și aici avem semnele acelei măci sau albinei trântoriți. Problema este că nu știu exact care matcă este trântorită, cea care a fost și a dispărut sau cea care a dus colonia mai departe. Iată, aceasta este una dintre rame unde am distrus puietul. A mai rămas câteva celule care le-au căpăci din nou. Și aici. Aceia oricum nu mai au nicio valoare, chiar dacă eclozează, vor fi eliminați repede de albine, fiindcă se apropie și perioada de eliminare a trântorilor.
și iată o altă ramă care tot așa am decăpăcit-o. Și matca este aici, a pontat din nou. Rama pe care am curățat-o de trântori, matca ouă. A curățat și ouă. Și acum urmează testul suprem. Adică să vedem, această matcă e de vină sau nu. Voi ridica rama. Și iată ce găsim. Deci, avem și puiet bun, această ramă este puiet bun, de la matca aceasta. Acum urmăresc puietul arvar dacă a ridicat celule. Aici avem puietul arvar, partea de sus. Și este posibil, iată, deci avem și puiet bun fără nicio problemă. În acest caz nu îmi rămâne decât să o mai las vreo 2 săptămâni și să sper că ea este o matcă care a început să ponteze fără să meargă la școală. Adică ea n-a știut că trebuie să facă ouă de albină, să depună ouă de albină în celulă de albină și ea s-a apucat nemergând la școală. A făcut această surpriză. Bun, nu-mi rămâne altceva de făcut decât să mut tot cuibul în partea de iernare, că ea, partea din față va fi de iernare, iar în caz că peste 2-3 săptămâni când voi mai veni la ea, va fi tot în regulă, atunci va ierna. Dacă nu, atunci avem măcilii cu care putem să înlocuim foarte ușor. Nu o să mai filmez cum organizez, fiindcă ați văzut într-un film anterior. Și așa voi reorganiza iară cuibul și vom vedea ce va fi peste 2 săptămâni la această colonie. Bine, până data viitoare, să fiți sănătoși. Numai bine!